a fost un meci bun în care noi ne-am făcut meciul, ne-a ieșit. Mă bucur foarte mult că am câștigat și am obținut cele 3 puncte. La ce capitol ați fost mai bun ca adversarul? Cred că la toate, dacă am câștigat. Nu știu, am fost mai bun în toate dacă am luat cele 3 puncte. Maib are un sezon, început de sezon bun, neașteptat de bun, pentru că în ultimii ani a pierdut puncte la început din sezon, din start, și a fost nevoită pe parcurs să le recupereze. Acum e invers, care e cheia succesului? Ați tras concluziile din anii trecuți sau s-a schimbat ceva? Foarte corect. Deja 2 ani la rând, când tot am început cu stângul, spunem așa, și deja pe parcurs, în a doua parte am recuperat. Anul ăsta, ținând cont că deja e un eșalon mai înalt, aici echipele sunt mult mai puternice, de asta ne-am mobilizat din primul minut, din primele meciuri, ca să jucăm la capacitate maximă și să ne concentrăm pe fiecare adversar din primul minut. Sunteți mulțumiți de primele 4 puncte acumulate în primele 2 meciuri? În principiu, da. Cred că cu Nistru se putea lua și cele 3 puncte, dar ținând cont că și ei au avut momente bune, în principiu, da, sunt rezultate echitabile. Spune-te, rog, de ce un jucător ar trebui să aleagă echipa Maib? Ce avantaje, ce aturi aveți? În primul rând, suntem buni ca echipă. Spunem așa că mari individualități nu avem. Suntem buni ca echipă, avem un antrenor foarte bun, care lucrăm săptămână de săptămână, facem antrenamente foarte bune și cred că asta e un motiv pentru a crește, pentru a dezvolta și alege Maibul.